S-a discutat mult despre efectele vaccinului. Ei bine, ar mai fi apărut un efect secundar. Norvegiencele s-au trezit că au sânii mai mari după ce s-au vaccinat cu Pfizer. Informația s-a viralizat repede, așa că am cerut și noi părerea unui medic. Este o știre care trezește interesul cu siguranță al femeilor și probabil și al bărbaților, dar din păcate lucrurile nu sunt dovedite științific ca atare, adică nu avem niciun fel de date clinice reale că acest lucru se și întâmplă. Probabil sunt experiențe individuale descrise de diverse femei care poate să coincide și cu o stare premenstruală, poate să coincidă cu o retenție mai accentuată a apei în organism sau poate într-adevăr să fie o creștere a ganglionilor din zona sânilor, din zona axilară consecutivă vaccinării. Dar, din păcate, nu există date științifice organizate, controlate pe acest subiect. Mi-a plăcut asta, adică, din păcate, un medic tare simpatic. În sânul fake news, așa, printre multele fake news-uri care au circulat, mituri care au circulat pe net, ăsta, na, să zicem că e unul care te face să și zâmbești, așa. Alice. Dan, să știi că dacă știam mai devreme că e posibil să mi se mărească sânii de la Pfizer, nu mai stăteam pe gânduri. Încă nu s-a întâmplat nimic, tot cu Pfizer m-am vaccinat, dar lăsând gluma la o parte, într-adevăr, fake news-ul este inamicul numărul 1 al campaniei de vaccinare. Și pe lângă acest fake news, care este destul de blând și, cum ai spus și tu, te face să zâmbești totuși, mai avem alte fake news-uri mult mai care chiar te sperie. De exemplu, dacă te vaccinezi, rămâi infertil. Dacă te vaccinezi, e posibil să-ți modifice ADN-ul. Dacă te vaccinezi, starețul unei mănăstiri din Neamț le-a spus oamenilor că vor avea solzi ca de pește. Bă, nu pot să știi. Și ultima, bineînțeles, o știm cu toții pe aceasta, că în vaccin se regăsesc chipurile lui Bill Gates. Și apropo de asta, au făcut un studiu, au postat un studiu în revista Jerusalem Post, unde se pare că 20% dintre americani cred că în vaccinul împotriva COVID-19 se află chipuri. Și lista cu fake news-uri continuă. Că ești pe stradă așa, ai putea să spui că oamenii sunt chipați de multe ori. Ceva s-a întâmplat, da, între timp.